Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Multe eforturi lăudabile de ajutorare a refugiaților din Ucraina. Bravo, foarte bine, doar că unele sunt pe principiul gestul contează, adică mai mult intenții decât practică, cum ar fi de pildă anunțul domnului Grindeanu, Sorin. Sorin. Acum 3 zile, ministrul transporturilor, domnul Sorin Grindeanu, dacă nu știați sau dacă ați uitat, a anunțat pe Facebook că toți refugiații ucrainieni vor beneficia de transport gratis pe căile ferate. Dar cum? Gratis, am spus. Doar că la caserii, doamnele caserițe, care cred că ele, de fapt, conduc CFR-ul. Ca femeile de serviciu, școlile. Da. Zic că domnul Sorin poate să zică ce-o vrea dânsul, dar ele n-au normativ și nu pot elibera bilete gratuite. Au spus că ce a scris domnul ministru pe Facebook nu se pune la ordin oficial, altceva n-au primit, deci nu ne interesează, matale, trebuie să cumperi bilet. Deci ar fi în principiu nevoie de un ordin de ministru sau o ordonanță de urgență în acest sens, însă niciun act normativ de tipul ăsta nu a fost publicat încă în Monitor oficial, deci nici nu a fost aprobat de guvern. Ar trebui ca aceste gratuități, în principiu cred că așa se face, să fie decontate ulterior, așa cum se întâmplă în cazul studenților, de pildă, sau a reducerilor pentru pensionari. Că CFR-ul, săracul, trebuie și el să-și rezolve contabilitatea. Iar ieri, CFR Călători a transmis o precizare în care confirmă faptul că nu există bază legală pentru a acorda gratuitate pentru refugiații din Ucraina. Cu toată simpatia, însă menționează, deci comunicatul de la CFR, că aceștia au circulat fără să plătească. Deci, practic, cu naș. Cum se circulă în est? Adică, organizarea oficială a transportului refugiaților în România este acum practic la mica înțelegere. Da, acum nu cred că vreun naș a luat ceva de la Ucraina. Dom'le, da, nu și cred nu. Asta. Pentru că, no, eu cred că... N-aș face un pariu. Iată, jurnaliștii de la Impact.ro au verificat în Gara Vaslui cum e treaba cu refugiații și gratuitățile sau biletele. Și iată ce zice un impiegat, citat de Impact.ro. Nu este venit deocamdată nimic scris. Place limba română. Da. Nu este venit deocamdată nimic scris. Înțelegeți? Zice implicatul. La noi nu este nicio dispoziție în sensul acesta. Ce s-a mers, s-a mers așa. Înțelegeți? Ce s-a mers. Am închis și noi ochii. Da. Am avut și acum pentru trenul de București. Efectiv s-a vorbit. Deocamdată nu există nimic. Deci conform. Adică să vă zic că este o dispoziție în care noi să dăm bilete gratuite, nu este. Efectiv, nu știu până mâine să vă zic. Mi-e o milă de limba română uneori. Este ceva. Da, mă, dar înțelegi ce vrea să spună. Asta da, e important, da. Întragi linie să pricepi. Să vă zic că este o dispoziție în care noi să dăm bilete gratuite, nu este. Da, iar consilierul ministrului Grindeanu pentru relația cu presa, domnul Alin Șerbănescu, a răspuns enervat așa când a fost presat de jurnaliști. Citez: ministrul a spus că refugiații circulă gratis. Acum trebuie să explice CFR ce nu a înțeles din circulă gratis. Dar n-a precizat cum se poate aplica această măsură, scrie publicația clubferoviar.ro. Deci dacă domn ministru a zis. Ăsta e ordin, înțelegi? Dar să fie ceva scris, nu efectiv ajuns. Nu este. Da, așa că ce să faci, românii s-au organizat ei, că de asta spuneam că sunt multe eforturi lăudabile de ajutorare, românii care ajută refugiații ucrainieni. Bă, dar cum e posibil? S-au organizat și au cumpărat ei bilete, da. Sunt mii de români, poate zeci de mii de oameni care pe cont propriu cumva, da, s-au dus, s-au ajutat, sub o formă sau alta, împreună au reușit să ajute mii sau zeci de mii de oameni. Da. Păi și teoretic o organizație, statul român, da, dar nu reușește să dea bilete gratuite, adică nu înțeleg. Trebuie dat-o în ordin ceva, dar mă rog, gestul contează, dacă s-a zis, s-a zis. Uite, am primit mesaj de la un ascultător din Germania care spune că acolo, da, adică în Germania, transportul este gratuit până la sfârșitul lunii martie dacă te legitimezi cu pașaportul ucrainean. Da. Ce simplu e. Trebuie dat-o încă o dată, trebuie dat un ordin de ministru. Da, de ce să emiți bilete? Ce ordin de ministru? Adică ce? E atât de greu? Nu, legal. Eu cred că nemții au făcut asta. Adică nu cred că e atât de complicat să emiți ordinul. Dar el trebuie emis, adică legalmente vorbind. Păi să iasă atunci. Român, vă ordon. Lăsați-i să circule gratuit. Și gata. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.